Ai numit pe cineva? Pe Iusile le-ai numit, da. Nu? Ok, la cineva? E singura persoană care m-ar interesa. Adică și ai zis cineva care nu te-ai potrivi sau ceva? Aș da eu importanță. Ok, nu ai nominalizat pe nimeni să iasă, dar nu. Ai zis pe cineva care îți displace? Nu, am zis că dacă nu este obligatoriu să numesc, nu numesc pe nimeni. Uh-huh. Și am zis, păi de ce? Pentru că ai posibilitatea, nu știu ce. Și am zis, păi da, dar asta nu mai depinde de mine. Mă gândesc la faptul că poate fi plăcut de altcineva. Cred, băi, și... cred că toate am zis așa, parcă ne-am vorbit înainte. Și poate că ar avea ocazia să rămână în continuare în concurs și nu vreau eu să fiu persoana care să nominalizez. Cu nimeni. Și... Nu, chestii de genul ăsta. Eu mă gândeam, știi, așa, să zic, băi, că mi-a zis doamna Elena sau așa. Și m-am gândit că o să simtă prost. Poate s-a așteptat de la mine, știi? Băi, deci stai puțin. La tine a fost reciprocă, vezi? Iată, nu mi-e putin, tu l-ai pătrat pe fiul. Da, așa, asta e adevărat. Era singura persoană care mi s-a părut mai interesant. Doamna Elena, dă-i seama de ceilalți din casă, știi? Adică, na, singura persoană care probabil m-ar interesa să o cunosc. Dacă nu este să fie o atracție după, asta este, dar nu exclus posibilitatea să fie altul care este atrag. Păi da, n-am de unde să știu, pentru că nu-i cunosc pe niciunul deocamdată. Da. Dar pe el l-am protejat în momentul ăla pentru că am considerat că pe el mă interesează să-l cunosc la un moment dat. M-am întrebat dacă mă interesează cineva în mod special și am zis că nu mă interesează nimeni în mod special, dar îmi plac câțiva dintre ei și mă întrebat, știi, așa, am zis că băiatul doamna Urica Ilie, așa, am zis că băiatul doamna Elena Bogdan și am zis Cristian. Ceilalți chiar nu mă ating deloc. Ne-a deranjat că mi-a făcut ăsta petarde. Da, bineînțeles. Și așa, și m-am gândit, aolo, dacă ei l-au votat pe băiat și eu nu l-am votat. Dar ai văzut și ce a zis Cristian? Ești frumoasă. Dar nu mă știe. Doamne, mă știe. El mai știe atunci în seara. A zis-o și la plezneală să scoată. Nu, cred. Că... Păi și ei v-au văzut când au intrat în casă pe toate. Păi da, ne mai știu de atunci. Cred că ne-au arătat. Cred că le-au arătat pe plasma. Cred că le-au arătat pe plasma. I-a plăcut că am zis că... Nici nu mai știu ce am zis în casă. Dar știu ce am zis în camera secretă, așa, e aceeași chestie, că... Deci chiar asta a fost, dar m-am gândit pe cine să salvez. Mi-a fost, cum să zic, eram sigură că unul dintre băieții dumneavoastră nu ar fi fost eliminat, exact. Că nu suntem bătute în cap, hello. M-am riscat să cred asta. Deci m-am riscat să cred asta. Și am zis, ok, pe cine salvez atunci dintre băieții dumneavoastră? Și zic, totuși, hai să salvez pe cineva. Și mai rămăsese de mamă între Hip Hopper și Oltean. Și a fost cam ușor, deci ei doi învățase profesorul și Little, așa, nu intrau în discuție de salvat, dacă erau propuși de asta. Și îmi rămăseseră în stadiu și mi-a fost ușor. Iar de eliminat, chiar, cum să zic, i-am văzut de 3 ori pe plasmă, de 2 ori sau de cât. Și hai să le elimin, că... Da. Nu, mai de ce? N-ai ce să zici, n-ai ce să zici. Mă iubește? A, B, C, D, Z, Gabi, B, C, Dragoș. Little Big. Little Big. Era și nu, e Adriana la de ziceam lui Daniel. Îi ziceam Daniel la Hepole. La ăla, cum îi zice? De care ți-o zis? Ce să-mi zică? De băieți, de vreunul personal. Care ți-o zice? Părere ai de care cutare? Nu. Cât faci? Nu? Nici eu nu. Pe mine m-a întrebat de pufulete. A zis că glumește ca bun. M-a întrebat de ce l-am salvat pe Oltean și am zis ceva nici voi aici, pentru că nu puteam să aleg între ei trei. Aia